Tema noastră de astăzi se găsește sub titlul Costul uceniciei. Este scrisă de Ana Gelnis, de e profesoară la Universitatea Andrews. Textul acesta sau titlul acesta, Costul uceniciei, necesită un pic de lucru. Doctorul cu care am lucrat recent și prin care Bunul Dumnezeu mi-a dat un deosebit confort în viață și har și chiar viață. Doctorul acesta se scuza oarecum pentru faptul că a trebuit să trec prin așa ceva. Și am spus, domnule doctor, este, este un privilegiu acesta, nu este... Nu, este, este, un, este un mare, este un privilegiu. Așadar, nu e vorba de un cost de a plăti. Uite, dacă... Prețul ca să fii sănătos e să treci prin această operație. Nu, operația nu e prețul. Operația este mijlocul și calea. Operația nu e costul. Este mijlocul și calea prin care tu îți refaci sănătatea și viața. Este condiția ucenicii, nu există cost pentru aceasta, fiindcă Biblia este clară și spune fără bani și fără plată. Dar ce ascunde? Ce se ascunde sub titlul acesta, costul uceniciei? Așa este. Este o problemă de. Nu este atât de simplă, având în vedere că ea este legată de valorile pe care noi le cultivăm în viața noastră sau le-am adoptat. În funcție de scara acestor valori, Vom primi chemarea lui Dumnezeu sau vom respinge chemarea lui Dumnezeu? În funcție de scara aceasta de valori, vom primi trimiterea lui Dumnezeu, mergi și faci ucenici ai Domnului sau vom respinge chemarea aceasta? În funcție de scara valorilor pe care le avem. La aceasta se referă cuvântul acesta. Și vom merge cu această ocazie la Exemplul clasic. Al acestui tânăr numit bogat, care de fapt era uh, și foarte influent, avea mare putere aici. Am concentrat uh, conținutul acestui, uh, acestui cuvânt de astăzi într-o mică frază. Condiția uceniciei nu constă în ceva pe care trebuie să-l dai, ci în cineva pe care trebuie să-l primești. Aceasta este condiția. Dacă nu te spăl eu, i-a spus Isus lui Petru, nu vei avea parte cu mine. Nu este ceva opțional. Este ceva total și definitiv. Așadar, trebuie să intrăm pregătiți și suntem pregătiți de Duhul Sfânt prin acest cuvânt chiar. Suntem pregătiți pentru a auzi și a răspunde chemării. Veniți după mine! chemarea aceasta este clară, dar nu este atât de simplu când omul, tu și cu mine, avem în viață valori la care suntem sau nu suntem dispuși să renunțăm. Avem valori la care suntem gata, pentru care suntem gata să renunțăm la orice altceva și să păstrăm aceste ceea ce numim noi valori. Ele pot fi la un moment dat un păcat grav, o... Un lucru nemernic, nevrednic de a fi numit valoare și totuși cineva îl consideră valoare pentru, pentru un lucru de nimic. Ați observa cât de mult a prețuit Iuda arginții. Pentru el acestea reprezentau o valoare și a fost gata să dea orice și mai ales pe oricine pentru lucrul acesta. Aceasta era o valoare pentru el. Nu e singura valoare, și nu e adevărata valoare pentru care este tela, acolo. E mult mai profundă problema aceasta. Dar sunt aduse în atenția noastră aici două din pildele Domnului nostru Isus Hristos: cea cu comoara ascunsă în țarină, din Matei 13, 44 versetul 44, găsește comoara într-o țarină și când o găsește, de bucuria ei, se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Subliniați expresia, vinde tot ce are. Aceasta nu este, este un preț, aceasta este o condiție. Versetul 45, Împărăția celor se seamănă cu un negustor care caută margaritare frumoase și când găsește o margaritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Acesta a fost lucru care a fost spus tânărului bogat. I-a spus, du-te și vinde tot ce ai. Tot. Cineva ar putea numi aceasta preț. Aceasta este o înțelegere legalistă a contextului acestuia. Nu. Nu era niciun fel de preț. Nu însemna că el cumpără împărăția cerurilor cu prețul la tot ce are. Vinde tot ce are și în schimb îi dă împărăția cerurilor sau donează ceva, nu știu unde. și uh, Niciodată nu există o astfel de tranzacție între om și Dumnezeu. Dă așa și îți dau așa. Nu niciodată. Când i s-a spus vinde tot ce ai, și când scrie aici în Matei 3, 44, 3, 44 și după aceea, 46, vinde tot ce are și vinde tot ce are și cumpărăm, când s-a spus acest lucru, s-a spus, de fapt, condiția, s-a spus, de fapt, piedica aceea care te separă pe tine de chemarea lui Dumnezeu și de trimiterea lui. Aceasta era o piedică pentru Sufletul lui. Dă la o parte lucrul acesta. Ați observat când medicul îți dă un sfat cu privire la dieta, la odihnă, la starea sufletească pe care trebuie să o trăiești. Cineva ar putea spune dacă prețul de plătit ca să fii sănătos este să mănânci așa, să te odihnești așa, să nu mai faci cu tare lucruri sau cu tare... Acesta e prețul. Nu, acesta nu e niciun preț. Aceasta este condiția dacă vrei să fii sănătos. Vrei să te faci sănătos? Uite condiția care, uite ce trebuie făcut. Astfel că la, la tânărul bogat și la cel ce a găsit comoara și la cel ce a găsit mărgăritarul, a vinde tot ce are, acesta nu este un preț. Acesta este un privilegiu, o descoperire a Duhului Sfânt care îți arată ce stă în calea devenirii tale ca ucenic al Domnului și a trimiterii tale în lucrarea lui Dumnezeu. Vinde tot ce ai. E un mare privilegiu acest. Și atunci, dacă tot ce ai pe scara valorilor tale reprezintă ce mai scump în lume și nici Dumnezeu nu este la înălțimea acestei valori, rămâi cu lucrul acesta. Dar nu rămâi cu ele. Le lași. Le lași. Oricare ar fi păcatul acela greu sau... Chiar am vorbit cu cineva care și-a intoxicat greu corpul până în momentul în care și-a dat seama că era pe marginea mormântului, gata, gata să cadă mormânt. Și deodată a oprit intoxicarea aceasta numai. Și l-am întrebat. Cum este? Zice, nu-mi trece prin minte așa ceva. Nu m-aș gândi în viața mea. A prețuit viața. Păcat însă că am cunoscut pe altcineva care nu a prețuit viața, ci a prețuit răul acesta pe care îl considera dumnealui o valoare în viață și pentru valoarea aceasta a pierdut viața. Dacă iubești viața și dacă vrei să vezi zile bune, spune Domnul, adică depinde de scara valorilor pe care tu le ai. Dar ce cu oamenii ăștia care aceștia au vândut tot? Tânărul bogat, nu. El nu numai că n-a vândut, dar omul acesta scrie Scriptura că a plecat și s-a retras din prezența lui Dumnezeu supărat, întristat. Mi se pare ceva extrem de dureros în expresia pe care o găsim aici în acest loc, și anume că acest ucenic s-a născut mort. Ați observat că sunt cazuri maternități sau în care un copil se naște mort. Ucenicul acesta s-a născut mort. Suferința lui a fost cauzată de valorile lui. Scara valorilor lui. Dar cum rămâne cu ceilalți care au vândut tot ce au avut? Oamenii acestea nu erau oameni de rând. Și, cum spune românul, nu, nu au fost oameni fără minte. David Brainerd are un citat deosebit de frumos, nu este prostut sau neînțelept acela care dă ceea ce nu poate păstra pentru ceea ce nu îi se poate lua. Nu este un om fără minte. Oamenii aceștia care, despre care se vorbește în Scriptură au vândut tot, nu sunt oameni fără minte. Ei au știut că valoarea comorii din țarină, este infinit mai mare decât au vândut ei toți. S-ar Cineva după ce a vândut tot le-ar fi spus, ia uite săracul om a rămas homeless, a rămas pe drum, a vândut și casă și tot și tot ce a avut absolut tot. A rămas. No, el era în posesia cele mai de neimaginat comori și cel care a cumpărat mărgăritarul de mare preț a vândut tot ce a avut. Părea că este un om care nu mai are nimic, dar a avea cu el o valoare care nu putea fi întrecută de ceea ce avea, aș spune într-un cuvânt cu zâmbet, oamenii aceștia au știut să facă afaceri serioase. Cea mai însemnată tranzacție pe care o ființă umană o poate face pe acest pământ este să dea ceea ce este trecător și ceea ce nu poate reține și nici nu poate lua cu el. Spre, spre, exemplu, nimeni nu, poate, nu poate reține viața. Când e dată, e dată. Când e luată, e luată. S-a terminat. Nu, nu, poate nimeni să o rețină cu, cu niciun fel de mijloace, indiferent ce ar investi. Nu își poate reține. Astfel că, dându-ne viața lui Dumnezeu, noi îi dăm lui ceva care nu putem să ținem sau să reținem și primim în schimb ceva care nu se poate lua de la noi. Este o tranzacție Discutând în termenii aceștia, deci, este o tranzacție absolut inimaginabil de bună și de însemnată. Cineva care, în, în locul lor, au dat, au vândut tot ce a avut. Păi, de fapt, nu au vândut ce au avut, ci au vândut ceea ce nu puteau lua cu ei. Este clar, cine a luat ceva vreodată? Știți, omul acela cu mâna afară din sicriu. Nu este cazul să discutăm simbolul acesta. Deși oamenii încearcă totdeauna să verifice personal lucrul acesta, el e dovedit de Cuvântul lui Dumnezeu. În urma situației cu tânărul acesta bogat, care a plecat întristat, căruia și în urma cuvintelor lui Isus, prin care el a spus cu greu, cu anevoie va intra un bogat în împărăția cerurilor. Petru a fost stârnit pur și simplu și el întreabă pe Iisus, zice, bine, noi am lăsat. Uite, ăsta n-a vrut să lase, da, dar noi am lăsat tot și te-am urmat. Oamenii ăștia din Pildă au lăsat tot, dar măcar au luat comoara din țarină și unul a luat celălalt mărgăritară. Dar noi, noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Mântuitorul spune, oricine a lăsat case, frați, surori, tată, mamă, nevastă, feciori sau holde pentru numele meu, va primi însutit în viacul acesta, în viața aceasta și va moșteni viața veșnică. Știți în ce se va măsura treaba aceasta? Nu în vreun cont sau în vreo cantitate sau vreun număr, ci ea se va măsura în plinătatea stării sufletești de fericire înaintea lui Dumnezeu. Nimic n-ar fi putut să aducă fericirea aceasta. Comoara despre care vorbea Pilda și Mărgăritarul sunt nimic altceva decât o inimă renoită care devine credincioasă lui Dumnezeu, devine fericită, devine împlinită pe pământul acesta și are tot ce ar putea să-și dorească vreodată ființa umană această stare sufletească este comoara aceasta. De aceea, oamenii aceștia n-au lăsat să le stea absolut nimic în cale. Când au înțeles valoarea comorii acesteia sau a mărgăritarului acesta. Dar pilda aceasta are și un revers al medaliei. Nu numai noi am găsit în Isus comoara din țarină, nu numai noi am găsit în Isus mărgăritarul de mare preț și am lăsat toate pentru numele Lui, ci și El, la rândul lui, a găsit în tine comoara de mare preț, și a găsit în tine mărgăritarul acela. Și așa cum spune Epistola către Filipeni, capitolul 2, a dezbrăcat tot ca să te aibă pe tine. Să-ți dea ție intrare în împărăția cerurilor. Nu există uh, dragoste mai mare. Nu există preț mai mare decât cineva să-și dea viața pentru aproapele lui. Dacă vine cineva la mine și nu urăște tot ce are, însă-și viața lui, omul acela nu poate să fie ucenicul meu. Și iarăși în, vers, în Luca 14:26, iarăși în versetul 27, dacă nu și-a crucea, nu poate să fie ucenicul meu. Și în versetul 33, dacă nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenic. ucenicul meu. Nu spune că nu încearcă sau nu vrea. Vrea, dar nu poate. Nu se poate. Am înțeles acum de ce i-a spus el tânărului bogat de lucrurile acestea deoparte de lucrul ăsta din viața ta care te împiedică. Pentru că nu poți altfel. Nu există o tranzacție mai bună, mai frumoasă și mai bine cuvântată decât aceasta înaintea lui Dumnezeu și te rugăm, Tată, să ne ajuți în adâncul sufletului nostru să nu existe vreo valoare sau vreun preț care să ne facă vreodată să întoarcem spatele chemării sau trimiterii tale. Ne închinăm și îți mulțumim.